Virgil, un sezon excelent cu viitorul, a terminat așa cum v-ați dorit? Da, este un succes pentru noi. Am avut ca obiectiv locul 3 și din fericire ne l-am îndeplinit. Mai mult decât atât, ați reușit să aduceți la Constanța și Cupa României un nou trofeu în vitrina clubului. Cum a fost? Din punctul meu de vedere, cred că este un lucru imens, este un trofeu foarte important, am reușit să-l cucerim și suntem foarte fericiți pentru asta, ne-am dorit mult, am muncit mult pentru asta și cred că merităm. Evoluții constant în acest sezon, ai jucat tot mai mult, ai și marcat atât în campionat cât și în Cupa României. Mă bucur pentru lucrul acesta. Sunt mândru că am reușit să ajut echipa cât am putut de mult. Pe viitor sper să fac și mai mult. Mă bucur că am marcat, că am reușit să dau și goluri, chiar dacă a fost doar unul în campionat și unul în cupă, că au fost destul de importante și fără echipă n-aș fi reușit. Ai marcat un gol extrem de important și în finala cupei, golul revenirii. Cât de mult a contat toată încrederea aceasta pe care a avut-o de-a lungul sezonului la 19 ani? Îți dai seama că a contat foarte mult. Cu cât mai mult joci, cu atât mai mult prinzi încredere și o faci cât mai bine. Și contează foarte mult pentru mine asta, fiindcă sunt destul de tânăr încă și cu cât prind de experiență, cu atât și încrederea este mai mare. Virgil, o bucurie în plus la finalul cupei. Ai fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Da, a fost un sentiment foarte, foarte plăcut, unul extraordinar. M-am simțit foarte bine. Sincer să fiu, nici n-am știut ce să fac în momentul acela. Am auzit numele meu și băieții ziceau, du-te, și ia premiul, nu mi-am dat seama. M-am bucurat foarte mult, dar n-aș fi putut reuși nimic fără echipă. Un trofeu care încununează evoluțiile tale din acest an și, bineînțeles, cea din finala Cupei României. Sunt fericit pentru trofeul ăsta. Sper să fi fost un premiu care a încununat toată munca mea. Sper să mai existe pe viitor premii de felul acesta. Eu o să muncesc la fel de mult și în continuare, poate și mai mult, să reușesc cât mai mult. Toate aceste evoluții de la echipa de club te-au propulsat și la echipa națională de tineret, acolo unde ești de asemenea un jucător important și cu care vei participa la campionatul european din această lună. Da, am fost, din fericire, am fost și eu convocat, mă duc acolo cu mare încredere în mine și în echipă, vom face o treabă bună, o să ne pregătim cât mai bine până la primul meci și sunt sigur că nu ne ducem doar acolo doar să ne prezentăm, cum probabil cred multe persoane, ne ducem să dovedim că suntem un grup foarte bun. O generație extraordinară, așa cum toți vorbesc, care va participa la acest turneu final după 21 de ani și din care cei mai mulți sunt actuali sau foști componenți ai viitorului. Îți dai seama că este un lucru foarte bun pentru noi. Avem, dacă nu mă înșel eu, la Antar 21, 11 componenți, 11 băieți care au fost componenți ai viitorului și ne cunoaștem foarte bine, cred că avem același stil de joc în marea majoritate și este un lucru benefic pentru noi. După finala cupei și, cum spuneam, evoluțiile tale din acest sezon, sunt și anumite oferte pentru tine? Te gândești la lucrul acesta?
Acum nu mă gândesc la lucrul acesta. Am vorbit cu Mister despre asta. Este un lucru benefic, dar trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut. Am încredere în conducere că se vor rezolva toate. În momentul de față trebuie să mă concentrez pe campionatul european și după aceea vom vedea ce vor. Virgil, mulțumesc și mult succes la campionatul european. Și eu îți mulțumesc mult.